Salutare, dragi prieteni, bun venit la un nou episod din cariera noastră de jucător. De data aceasta, dragilor, suntem la campionatul european din 2024. Să-i dăm bătaie la primul meci. Avem meci cu Irlanda de Nord. O să fie nebunie. Și sper să facem o prezență bună. Să înceapă nebunia de la european. Haide, mă, presează, mă. Bă, ce faceți, mă? Nu te cred, bă, du-te în gura mătii. Iară umărul, las-o în gura măsii, n-am văzut, bă, frate, așa ceva. Hai de capul meu. Da, nu mai am nimic de zis. Ce morții mei să mai zic? Băi, băiatule, voi vedeți că noi 70 de zile nu putem să jucăm? Da, din aparent, din cauza unui umăr dislocat, pierdem europeanul. Genial. Genial. Avem ofertă de la Barcelona. Dar nu sunt suficient de bun pentru Barcelona, așa că nu o să mergem. Hai să avansăm. Ceva mai bun de atât nu putem face. E clar că nu o să ne calificăm, asta e... Da, deci cu asta s-a încheiat. Bă, cât de ghinionist să fii să joci la european doar 5 minute și să te accidentezi. Hai de capul meu. Creștem în nivel, făcut antrenament. Hai să... Ce am câștigat? Carabao Cup și UEFA Champions League. Hai să dăm end season. Și să vedem ce oferte primim ca să mergem mai departe. Ia să vedem. Hai să ne uităm aici la notificări. Hai să ne uităm un pic la calendar. Mumbai City. Așa, Villarreal și Supercupa cu Marseille. Așa, mă, tată. Hai să mergem mai departe. Nici pe ăsta nu-l jucăm, pentru că da. Și s-a încheiat europeanul pentru noi. Din păcate.
Asta e situația. Iată că accidentarea la umăr recidivează și ratăm cam tot. Ajungem la meciul cu Barcelona, care este amical. O să-l simulăm pentru că accidentare. Ajungem și la meciul cu Mumbai City. Din nou o simulare. Bine, nu e neapărat o problemă pentru că oricum nu le-aș fi jucat. Asta e partea a doua. Și ultimul amical din această vară cu Villarreal. Hai să vedem. Oh! Și un meci de care mie chiar îmi pare exagerat de rău că îl ratez. Supercupa Europei. O simulăm și pe asta, sper să ne bată Marseille. Ah, am bătut la penalti. Hai mă, ceva notificări cu tare. Să mă uit un pic aici la activități. Hai mă să investim. Și mai avem și pasta aici. Hai să investim în asta, investim și în asta, investim și în asta. Investim și în industria muzicală. Investim în tot. Și vedem noi după aia. Ajungem și la meciul cu City. Simulăm și pe ăsta repede. Pac. Să vedem ce se întâmplă. Da, nu știu exact. Ofertă de transfer de la Napoli. Nu mă interesează. Vreau ofertă de la AC Milan. Sau mă rog, de la o echipă care să fie de Doamne ajută. Ofertă de transfer de la Wolverhampton. Nici asta nu ne interesează. Mai avansăm un pic. Ce gura mă simă. Iar o ofertă de la Juventus. Nu mă interesează pe mine Juventus. Ca și cum aș primi o ofertă de la FCSB. Și acum o luăm încetuc așa. O ofertă de la USA. Nici asta nu ne interesează. Bă, asta o lăsăm pe stal și vedem ce va fi. Dacă nu suntem mulțumiți cu ce ofertă mai primim. M-ar interesa. Numai să se concretizeze. Da, mă rog. Hai să vedem aici. Văd că nu s-a concretizat nimic cu Manchester United. Hai să mai avansăm totuși o oră, că se mai poate. Mai sunt exact 2 ore. O avansăm și pe asta, dacă chiar nu-i nimic, mergem la Leverkusen. Da, probabil nu s-au înțeles la preț. Asta este situația. Dragilor, semnăm cu Bayer Leverkusen.
Mergem în Bundesliga. Și vom și juca primul nostru meci în Bundesliga. Deocamdată sunt accidentat încă. Mai am o zi. Da? Xavi Hernandez, băi, ești nebun. Ce 11, mă, potolește-te. Bă, avem aici două meciuri amicale, cu Olanda și cu Ghana. Dar o să dăm jump to result, pentru că nu mă interesează amicalele. Am dat și gol. Revenim cu gol la național. Hai mă, dă-i play match și la ăsta, dă-i iar jump to result și vedem ce se va întâmpla. 3 la 1. E perfect. Ale, ale. Trecem peste. Suntem fotbalist, mare fotbalist în Bundesliga. Haideți să băgăm punctele, pentru că avem și noi niște puncte, da? Avem posibilitatea să băgăm aici. Sau aici. Finishing, shot power, long shot și volley. Hai să băgăm aici. Hai să-l băgăm aici, că e mai elegant. După care o să mai adăugăm. Unde să mai adăugăm noi, mă, tată, mă? Mă, tată. Hai să băgăm la heading accuracy. Bun. Hai să avansăm puțin. Din păcate, jucăm în Conference League. Asta e situația. N-avem ce să facem. Nu putem comenta. Suntem în grupă cu... Hai să vedem cu cine. Santa Clara, Sturm Graz și Universitatea Craiova. Du-te, bă, de aici! Asta e interesantă. Pe bune. Hai să începem. Intrăm în locul lui Frimpong în minutul 82 în meciul cu Düsseldorf. Gol marcat de Demir Bey. Hai mă, tată. Ce avem de făcut? 6.5, o intercepție, să dăm un gol din afara careului. Nu știu dacă avem cum, dar să e partea a doua. Din start avem corner. Șut. Ce mă, sunt right mid, ești nebun? Bă, ești prost la cam, mă, băga right mid. De la distanță, dar șutez fix în coechipier. Băi, băiatule, bă. Hai că am început excelent meciul ăsta.
de asta, cum îi spune, o poziție mai proastă decât mijlocaș dreapta, nu puteam să mă pricopsesc cu ea. Pă bune! Nu prea am ce să fac ca mijlocaș dreapta. Că la fiecare fază fixă pe mine mă îndepărtează de, de exemplu, când încep ei. Că na, eu-s la mijloc. Meret, ia vezi, mă. A fost cât pe acolo să ne egaleze, ștâmpit. Dai și tu pase mâine. Ah, mamă. Fortuna Düsseldorf are și un cartonaj roșu. Hoffman, Abraham, Holzek, Demir Bey. Pasă bună de la Demir Bey, șutăm și gol! 2-0! Gol la debut în minutul 90. O pasă excelentă de la Demir Bey și un șut ghiulea. O ghiulea. Iată primul gol marcat pentru Bayer Leverkusen. Și cu piciorul stâng. Ți-i plătată. Așa da. Ia vezi, mă, ce mișto arată. Încă o pasă de la Demir Bey. Pasăm excelent acolo. Tammy Abraham pasează. Intrăm în careu. Șut! Aproape să înscriem a doua oară. Să facem o mini dublă. Așa, în două minute. Ce mai contează? Am marcat în primul nostru meci pentru Bayer Leverkusen, împotriva Fortunei Düsseldorf. Bă, suntem cineva. Da? Asta e bine. Urmează mare meci mare, dar până ajungem și la meciul cu Santa Clara Este, minutul 55. Intrăm în locul lui Justin Kluivert. E 0-0, nu știu dacă am menționat. Bine, evident ați văzut, dar na, ca un comentator feroce trebuie să explici, mă, tată, mă, ce se întâmplă. Ce avem de făcut? Șuturi, două intercepții, iară mă bagă, mă, mijlocaș dreapta. Excelent, ieșim din defensivă bine, scăpăm pe un contraatac și șut, aproape să deschidem scorul. Oh. Presăm aici Fabinho. O pasă bună acolo pentru Grifo. Sunt deposedat acolo în cele din urmă. Militao, Demir Bey. B,
Bă, nu înțeleg de ce n-am putut acolo să fac nimic. Adică am apăsat pe șut. M-a băgat right wing, mă, de data asta. Dar pasele astea sunt geniale. De-a dreptul. Bă, ești fenomenal, mă. Ești de-a dreptul peste stângul. N-am văzut așa ceva. Misau intră în careu, noroc că șutează și nu pasează, că dacă pasa era belită situația. Eu nu înțeleg de ce trebuie să cadă din picioare când dă cu capul în minge. Barros! Barros! Degajează Barros! Demir Bey. Demir Bey sau Demil Bey, cum vrei tu, cum îți place. Pasăm aici pentru Tammy Abraham, o pasă excelentă. Ugh, ce-a băgat la piciorul. Cădețer de la genunchi. Da Silva pentru Roland. Schimbă partea acolo Alano. Pasează înapoi pentru Quentia. Tagawa. Da Silva, Tagawa șutează, apără Meret. Așa ne închinuim și cu Craiova. Pasăm bine aici pentru Tammy Abraham. Ah, dar de ce se întâmplă chestia asta, că eu n-am apăsat pe nimic? Misao, Fabinho. Demir Bey. Pasează bine Demir Bey aici. O pasă bună pentru Tammy Abraham, da. Tammy Abraham nu știe să dea pas. Un șut din prima, acum întindem Barosul la maxim. Un șut din prima, din nou întindem Barosul. Roland se accidentează, mamă, iar mi-a fost frică că m-am accidentat. Șut din prima, reușim să marcăm 1-0. Reușim să deschidem scorul acasă cu Santa Clara, minutul 85. Reușim, măcar atât. Marcăm cel de-al doilea gol. Bayer Leverkusen. Ce frumos fac ăștia aici în Germania. Tagawa pentru Alano. Alano pasă înapoi pentru Quentia. Alano din nou, Tagawa. Ești dobitoc. Deci Tammy Abraham e cel mai dobitoc din curtea școlii. Dar și eu pe lângă el. Mă deposedează acolo Boateng. Da Silva centrează, nu! Alano dă pe lângă poartă la ultima fază și reușim să câștigăm. Reușim să câștigăm. Frumos, sunt omul meciului. Asta e Sturm Graz, Universitatea Craiova 3-3. 3-3, suntem omul meciului. Hai că e bine. Bă, dar nu mi-arată și mie nicăieri, mă, echipa. Că mie nu-mi place să joc
știu și eu, mijlocaș sau mai știu eu ce, atacant, tată, să dau goluri. Da. Dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat! Aveți grijă de voi! Pa, pa!